Bună ziua! Bună ziua! Pentru început, spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și activitatea pe care o desfășurați. Mă numesc Madalina Berindei, sunt urbanist, arhitect și auditor energetic pentru clădiri. Când au apărut primele cerințe legate de performanța energetică a clădirilor? Păi, la nivel european a apărut în 2002 directiva 91, care a fost elaborată tocmai pentru a rezolva cerințele de performanță energetică pentru clădiri. Din păcate, au existat inițial niște deficiențe, în sensul că instituțiile de stat nu aveau niciun fel de responsabilitate și nu existau sancțiuni. Astfel, ea a fost revizuită și a apărut în directiva 31 din 2010. Care au fost prevederile acestei legi? Păi, în primul rând, s-a pus o importanță deosebită pe certificatul de performanță energetică, care, de fapt, el reglementează consumul energetic anual al unei clădiri și el este, evident, un act unic, o documentație tehnică, care, într-adevăr, face o analiză a bilanțului energetic al unei clădiri. De asemenea, pot să zic că directiva 31 a încercat cumva să impună ca până în 2019, început de an 2019, ca toate instituțiile noi publice să nu mai primească autorizații de construire dacă nu are un consum energetic egal cu zero. Iar din 2020 se va aplica și pentru construcțiile rezidențiale. Când s-a implementat în legislația românească? În 2005, prin legea 372, însă obligativitatea totuși a fost introdusă în iulie 2013, când practic pentru orice tranzacție au fost necesare certificatele acestea. Ce reprezintă mai exact acest certificat energetic? Păi este o analiză a învelopantei unei clădiri și a instalațiilor aferente ei. Analiză care ține de consumul anual de energie pe încălzire, iluminat artificial, consum de apă caldă menajer, ventilare, climatizare acolo unde este cazul și cam atât, de fapt. Da. Care sunt costurile acestui certificat energetic? Deși momentan nu s-au reglementat niște costuri foarte clare și din păcate nu există o limită de jos, ele se fac în funcție de suprafața imobilului, în funcție de volumul de lucru, normal și funcțiune. Într-un fel calculezi pentru un apartament și ca timp pentru o instituție publică, să spunem o școală. Da. Este obligatoriu certificatul energetic și dacă da, când este recomandat să apelăm la aceste servicii? Este obligatoriu pentru instituțiile publice, iar pentru cele rezidențiale, evident, în cazul oricărei tranzacții. Cum spuneam, din iulie 2013 a devenit obligatoriu pentru închirieri, pentru vânzări, inclusiv pentru demolări, adică dacă se achiziționează un teren care are o construcție care urmează a fi demolată, pentru acea construcție se face certificat energetic. Ce documente sunt necesare pentru întocmirea certificatului? În primul rând, cadastru, cu măsurătorile la zi, cu releveul cu cote foarte clare. Nu se poate face niciun fel de calcul fără o vizionare preliminară, bineînțeles, în care auditorul merge și își preia niște informații de la fața locului. Care este valabilitatea unui certificat? Conform legii, 10 ani. Bineînțeles, dacă s-a elaborat astăzi un certificat și peste 5 ani s-au adus îmbunătățiri clădirii, se poate face un altul ca să-i crească notarea energetică. În final, ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor de pe portalul nostru, dezvoltatorimobiliar.ro?
Bănuiesc că marea majoritate a vizitatorilor sunt persoane care urmează să-și achiziționeze o casă sau să facă o amenajare de interior. Sfatul meu, mesajul ar fi întotdeauna, indiferent de situație, că este vorba de un arhitect, de un broker imobiliar, de un designer de amenajări interioare, să apeleze la un specialist. Mulțumim! Mulțumesc și eu!